București, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de lei și Cluj, cu 3.115 lei, conduc topul celor mai bine plătite județe din țară, iar Vrancea este singurul județ unde salariul mediu este sub 2.000 de lei, adică 1.999 de lei, arată un studiu privind piața muncii în 2018, realizat de Sindex. Decalajele geografice se mențin foarte mari, salariul mediu din București este cu 80% mai mare decât cel din Buzău. Salariații din județul nostru reușesc să încaseze după o lună de muncă remunerații cuprinse între 2.000 și 2.200 de lei. Aceleași salarii primesc și angajații din județe precum Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui sau Brăila. La nivel sectorial, angajații din IT și din intermedieri financiare și asigurări au în continuare cele mai mari salarii medii. De creșteri salariale consistente s-au bucurat angajații din sectorul construcții, care se confruntă cu presiuni importante pe piața muncii. Chiar dacă salariile au crescut în toate sectoarele mari de activitate, creșterile din sectorul public, administrație și apărare, învățământ, sănătate și asistență socială sunt încă peste ale multora dintre angajați. În această ultimă privință, ecuația are cel puțin două necunoscute. În primul rând, măsura în care creșterile salariale din sectorul public vor împinge indirect, prin mecanismul pieței muncii, salariile în sus și în sectorul privat. În al doilea rând, măsura în care creșterile salariale impulsionează producția internă și nu alimentează creșterea accelerată a importurilor de bunuri de consum, notează realizatorii studiului. Salariile mari din domeniul public reprezintă și motivul pentru care tot mai mulți buzoieni își doresc un job într-o instituție de stat. La nivelul județului Buzău, 14 din 1.000 de locuitori ocupă un post în sectorul bugetar.